Vladimir Zelenski a declarat ziua de miercuri 16 februarie ca fiind ziua unității pe fondul avertismentelor din Occident privind o posibilă invazie rusă în Ucraina. La această dată, informează AFP, Rusia nu va invada Ucraina decât dacă este provocată, a declarat ambasadorul rus pe lângă Uniunea Europeană, Vladimir Cijov. Între timp, Moscova anunță că retrage o parte din militarii săi de la frontiera cu Ucraina. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. Miercuri ucrainenii sunt așteptați să înalțe steaguri și să cânte himnul. Ucrainenii trebuie să arate întregii lumi că sunt uniți, a îndemnat Vladimir Zelenski, respingând din nou acuzațiile ruse în sensul că Ucraina pregătește o ofensivă împotriva separatiștilor din Lugansk și Donetsk. Donbasul și Crimeea se vor întoarce la Ucraina exclusiv prin canale diplomatice, a subliniat el evocând anexarea peninsulei ucrainene Crimeea în 2014 de către Rusia, care îi susține și pe separatiștii din estul ucrainean. Rusia nu va invada Ucraina decât dacă este provocată, a declarat ambasadorul rus pe lângă Uniunea Europeană Vladimir Cijov într-un interviu acordat luni ziarului britanic The Guardian. Dacă ucrainenii lansează un atac împotriva Rusiei sau încep să ucidă cu nerușinare cetățenii ruși oriunde, în Donbass sau în altă parte, nu ar trebui să fiți surprinși, a adăugat Cijov referindu-se la regiunea din estul Ucrainei unde separatiștii proruși luptă cu forțele ucrainene de 8 ani. Între timp, o parte din militarii ruși din districtele de la frontiera cu Ucraina revin la bazele lor. Despre acest lucru anunță astăzi Ministerul Apărării de la Moscova. Подразделения южного и западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Украина и Occidentul au reușit să împiedice o escaladare din partea Rusiei, a afirmat șeful diplomației ucrainene Dimitro Kuleba la scurt timp după ce Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că o parte dintre militarii ruși din districtele de la frontiera cu Ucraina revin la bazele lor. Ситуація загалом з безпекою залишається напруженою, але повністю контрольованою. Rusia a transmis semnale că vrea să dialogueze, însă acum nu există niciun semnal de dezescaladare pe teren, armamentul rusesc fiind menținut la frontiera Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. We have not seen any sign of de-escalation on the ground. Russia has amassed a fighting force in and around Ukraine unprecedented since the Cold War. Everything is now in place for a new attack. NATO va continua să urmărească îndeaproape acțiunile Rusiei, a declarat șeful NATO la Bruxelles cu o zi înainte de o reuniune a ministrilor apărării din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Și Kievul consideră că este prea devreme pentru a constata o reducere veritabilă a tensiunilor în această criză care afectează Europa de la finalul anului trecut. Rusia face mereu tot soiul de declarații. Iată de ce noi avem o regulă. Credem într-o dezescaladare atunci când vedem retragere de trupe, a declarat Dimitro Kuleba. Rusia a concentrat circa 100.000 de militari în apropierea frontierelor ucrainene, ceea ce a produs îngrijorare cu privire la posibilitatea unei invazii. Având în vedere și exercițiile comune ruso-belaruse care se desfășoară în Belarus în perioada 10-20 februarie, Ucraina este aproape încercuită de forțele armatei ruse.